Tanti Nicolița este supărată că fata preotului a îngrădit terenul și ea are acces cu greu în casă. Ne-a povestit că a rămas fără un acoperiș deasupra capului în anul 1976, în urma unui incendiu. Am venit la preotul Costandinescu Stelian și l-a rugat să ne acorde și nouă camera de aici. Încolo era trei familii de țigani. Și adevăr, a zis că ne dă, dar ne dă cu 1000 de lei pe lună, așa era timpul ăla. Un fel de chirie. Da, de chirie, un fel de chirie, mamă. Și am dat preotului 20.000. Și ne-a făcut act de vânzare-cumpărare. În aceea act de vânzare-cumpărare ne-a băgat și pământul care este. 15-20. Și toată casa, da? Și toată casa, cu clădirile. Un glajd, pătul, agnes, depoș, tot ce a avut. După aproape 10 ani, preotul a murit. Atunci a început scandalul, mai povestește bătrâna. De 10 ani se judecă bătrâna cu fiica preotului. Aceasta, din urmă, nu locuiește în Gorj, însă sutele de kilometri distanță nu au împiedicat-o să se prezinte la tribunal ori de câte ori a fost nevoie. Și ea are peste 70 de ani, dar își dorește cu tot din adinsul pământul înapoi. A venit deja cu jandarmii și a făcut una cu pământul toate anexele bătrânei. A îngrădit terenul și a lăsat bătrânei o potecă pentru a intra doar în casă. Am cumpărat de la preot pământul, am cumpărat de la două fete, i-am rugat-o și pe ea cu bani. Îți dau Valerie bani, lasă-mă, nu-mi demola. E păcat. Mi-a demolat, mi-a stricat curtea. Mi-a stricat curtea, graj, bucătării, șopruri, cotezi de porți, 10 saci de ciment, blânzi, scânduri. Aveam 400 de scânduri ca să renovăm și noi acolo, că era vechi și trebuie să le renovăm. De asteriară 46 de scânduri. Povestea ei este cunoscută bine și de autorități. Cu toate acestea, nimeni nu poate interveni până la o decizie a instanței.